În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, în această duminică avem o evanghelie specială și anume ni se prezintă rugăciunea Domnului Iisus Hristos cum se roagă pentru apostoli, cum se roagă pentru lume. Și un fragment din această rugăciune este pus în Evanghelia de astăzi. Să auzim și noi, cu mântul lui Domnului Iisus Hristos, pentru noi, pentru apostoli, să vedem ce iubire are pentru noi, cât de adâncă este, cât de înaltă este, cât de largă este, cât de profundă este. Și ne spune astfel Evanghelia, în vremea ridicându și ochii săi către cer Iisus s a cuvântat, Părinte, a venit ceasul, Parmenește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să preamărească pe Tine, pe când ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor celor pe care Tu i-ai dat Lui. Iar viața veșnică este aceea. Să cunoască pe Tine, Sfântul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am rămărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-L fac. Și acum prea mărește tu, Părinte, la tine însuți cu slava pe care tu mi-ai dat-o, de a fi lumea. Am făcut cunoscut cu numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume ei tăi erau și mi-ai dat mie, cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat mie sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor și iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că la tine am ieșit și au crezut acum că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, că ei sunt ai tăi și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele. Și m-am preamărit în ei, mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, i-am păzit ca niciunul dintre ei să nu piară decât numai cel, fiul pierzării pentru că să zâmbinească Scriptura. Acum însă vin la tine și acestele grăiesc că sunt în lume pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ei. Un fragment din rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Mai târziu ne se arată că se roagă și pentru lume, pentru toată lumea. Toți care vor crede în cuvântul apostolului și îl vor primi pe el ca Domn și Dumnezeu și vrea ca toți să fim una în El. Adică să fie o turmă și un păstor. Asta vrea Domnul Iisus Hristos. A fi una e mare lucru. A fi una în cele bune e deosebit. A fi una în cele adevărate. Este lucrul mare. A fi una în cele sfinte este lucrul de Dumnezeu dorit. A fi una în cele drepte este lucrul ce te înalță. A fi una în cele înalte este lucrul iarăși de dorit. A fi una cu cei de lângă tine este lucrul care este iubit a fi una și cu dușmanii tăi, să-i vrei să iubești și pe ei, să ai ta, e mare lucru. A fi una cu Isus, fi una cu Dumnezeu. Mare lucru să fie așa și să fim așa. Dar Isus Hristos arată că vrea să fim așa. Iar noi pe pământ să fim una rugăciune, una încântare, una în muncă, una în trudă duhovnicească să fim. Și dacă e așa, atunci e bună, e bine. Ce bine e că oamenii sunt una în cele bune pe pământ și uniți în cele bune. Așa ne vrea Dumnezeu pe noi și așa ne cheamă să fim în orice moment și în orice clipă. Și în acest sens, citeam o întâmplare care ne înalță și ne bucură. Și anume, era un restaurant mare și iată acolo lucra o bucătăreasă. Alături de alții, erau două bucătărese, erau patru ajutoare de bucătar, erau doi, patru care serveau în acolo înăuntru și un șef, zece persoane dar munca mergea bine, că erau una. Să meargă bine, să iasă bine într toate. Și iată, ei au mers la șeful lor mai mare, la director să mai ceară ajutoare. Că munca era grea, dar a zis, uite, nu pot. Faceți cum știți voi cumva să ne descurcăm. Că situația nu e prea bună. Și au zis, bine, te înțelegem. Și o facem dumneavoastră, o facem, dar să fie bine. Dar într-o zi vine directorul și le spune, uite, pe vostul vostru șef l-am schimbat și vine altul nou. Să știți de ce vine, că l-am schimbat eu. Vreau să schimb ceva aici, să vină cu ceva noutăți. Și într-adevăr, l-a schimbat pe cel vechi, deși eram o echipă foarte bună. Și a venit noul șef și intră odată în bucătărie și îmi spune, era zi de duminică, când oamenii erau mulți acolo și aglomerație mare, cine a făcut friptura aia ce a ieșit pe ușă? Și eu râzând îi spun, păi eu am făcut-o. Păi nu-i bună deloc. Și îi spun, se vede că nu știți. Dar e bună. Și a spus răzând. Păi cum să fie bună dacă eu o spun ca șef că nu e bună? De ce râzi? Pentru că zice, eu știu cum am făcut-o, îi spun eu. Știu cum am făcut-o. Și în loc să taci în răspuns și urât, și că te pot concedia. Și am răspuns, să știți că eu de aici sunt de șapte ani Niciodată nu mi s-a adus vreo vină că nu știu pregăti mâncare. Niciodată. Și am spus zâmbind, niciodată. Nu ta acum șef nou și în prima zi îmi spui că nu știu găti. Și spune, uite, vezi, tu mă cezi pe mine, n-ai bun simț. Să știi că ești concediată, începând de azi, concediată. Și zice ea, m-a dus într-un colț și a început, am început să plâng. Și de tristețe și de rușine, cum a făcut șeful nou. Dar, după un minut, vă pe toți colegii că vin lângă mine. Se pun lângă mine și spun, dragă, lasă, că și asta va trece. Eu ziceam, da, pentru voi ușor, voi rămâneți aici, dar eu plec. Și rușinea ea mea. Dar au zis toți, știi ce dragă, dacă tu pleci, plecăm și noi. S-au dus, au oprit toate cuptoarele, să nu mai meargă nimic. Și-au dat jos șorțurile, și-au dat jos îmbrăcămintea de lucru, și-au rămas cu îmbrăcămintea de oraș, că și-au luat-o. Și stăteau așa și așteptau. Și vine șeful nou. Și vede că nu mergea nimic. Și ce se întâmplă aici? Până nu se întâmplă nimic. Ai dat-o pe ea afară, plecăm și noi cu ea. Asta este hotărârea. Păi cum se poate așa ceva? Așa se poate. Dar dumneavoastră ați hotărât așa ceva fără să o cunoașteți, să o știți? Și noi mergem cu ea odată. Și am vrea să-l chemați pe director, domnul șef, să vorbim cu el. Și îl cheamă, că n-a avut ce face. Vine directorul și el, zice, domnul domnea ta, suntem o echipă aici de mulți, de mulți ani. Ce n am mers bine vreodată? Păi toate au mers bine. Nu știm, noi pregătim mâncarea, ba știți? Și atunci cum vine nouă șef, zice, că nu știm, facem mâncarea. Noi, noi și pe colega bucătărea să a zis că o concediază. Și noi plecăm. Zic că și ești așa oameni, mai buni decât noi. Dar zice, noi avem, noi asta cerem. Și atunci le spune lor, și ce vreți? Păi șeful nou să plece. Cu asta nu putem lucra. Și să vină vechiul șef. Ăsta nou să plece, că se uita la noi de sus, păcă de vine deși nu știa cum se face o mâncare, ne jocorea, cum ca și pe colega și acum orb să plece el, să vine vechiul șef. Și a zis directorul către șeful nou, dragul meu, fă bagajele și te duci. Am crezut că fac o schimbare bună. Că vin cu ceva noutăți bune și ziditoare. Să fie bine aici. Așa am crezut. Dar văd că n-a reușit. Și de aceea trebuie să pleci. Că în loc să aduci un suflu nou, aduci dezbinare și vrajbă. Și eu nu vreau asta. Vreau să meargă bine. Bine am mers totdeauna și uite, vezi că ai căutat acel restaurant foarte mult și de mulți. De ce ai căutat? Nu numai dacă ai făcut mâncarea, ci ei. Nu numai ai servești, ci ei. Nu numai ai faci ordine, ci ei. Nu loc să fie adus un suflu nou sau ceva nou, Dumnezeu ta ei ce N-ai adus. Va trebui să pleci. Și ei atunci au zis, dacă e așa, de colega, ce ziceți? Păi cum ce să zic? Că rămâne aici, nu se poate să plece. Au sărit bucuroși la ea, s-au strâns, s-au pupat, s-au mângâiat și au zis Acum, domnul, domnul, director, noi mergem la muncă, domnul ta faci ce vrei. De vrei să servești ceva aici de mâncare, ne spui că să aducem. Cum zici, așa facem. Dar ne punem la muncă toți. Iată, s-au pus la muncă și după o oră intră pe ușa de la bucătărie vechiul șef, cu flori în mână. Ce s-au bucurat văzându-l, știind că acela era pentru ei. Și lucrau împreună toți cele bune și folositoare. Ce bine a fost că au fost una. Iar când ești una în cele bune, e cel mai bun lucru. Ei au fost una în cele bune. Au ținut unul altul și și la fostul lor șef l-au vrut înapoi și l-au adus. Chiar dacă uneori e slab, e zici că ești mai jos, dar dacă ești unit poți face lucruri mari. Poți schimba pe alții, dacă ești unit. Și ei au arătat, cei din exemplu de astăzi, că se poate. Se poate. Dar trebuie să fie una în cele bune. Ce mult contează asta. Ce mult contează ca cei slabi să fie uniși și ei. Ce mult contează când cei slabi pot da o lecție celor tari. Ei sunt, zicem, mai mulți, dar uniți pot face lucruri deosebite și înălțătoare. Vedem azi în Evanghelia că Iisus Hristos s-a rugat pentru apostoli. Mai târziu, nu cu trecut în Evanghelia de astăzi, se roagă și pentru lume, pentru toți. Dumnezeu adevărat, coboră pe pământ, se roagă pentru noi. La Dumnezeu Tatăl. Că Iisus este mijlocitorul între noi și Dumnezeu. S-a rugat pentru noi. Iar dacă s-a lanțat la ceruri de la Dumnezeu, stă, mijlocește pentru noi acolo în cer. Mijlocește pentru noi. Să știți. Nu ne lasă singuri. Nici în cer. Și nici pe pământ nu ne lasă singuri. Că a zis așa. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. A zis așa. Și ce zice, se împlinește. Nu lasă niciodată neîmplinita al lui Cuvânt. Ce ne spune nouă Domnul Isus Hristos într-o formulare simplă, ce viața veșnică? Să-L cunoști pe Dumnezeu, pe Tatăl și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis. Să-L cunoști. Să fii cu El, lângă El, să slujești, să-L asculți. Să-L cunoști. Ce mult înseamnă asta. Să-L cunoști pe Dumnezeu. Să-L ai pe Dumnezeu. Eu a zice cuvântul și al avea. Că dacă îl ai, îl cunoști. Când ai servit o mâncare, știi ce mâncare ai servit? O ai deja. O ai. O ai noi ei. Ce bună. O ai deja pe tine. Ai cumpărat o ea ta. Când îl ai pe Dumnezeu, e și mai mult. Că îl ai pe stăpânul lumii. Și îl ai, nu doar îl cunoști, ci îl ai mai profund decât orice. Abraham, din legea veche, l-a cunoscut pe Dumnezeu și l-a ascultat și a primit dar și bine cuvântare. L-a cunoscut noi pe Dumnezeu și l-a ascultat. Și face corabia, primește viață. Dacă citim în legea nouă, l-au cunoscut apostolii pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu și l-au avut și l-au slujit cât au trăit. Dacă am de apostolul Pavel, l-a cunoscut și l-a ascultat pe Dumnezeu cât a trăit cu prețul vieții. Mironosițele femei l-au cunoscut pe Domnul Iisus și l-au iubit l-au iubit și nu l-au lăsat. Lazar, Maria și Marta l au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și l-a slujit cu dragoste. L-a cu dragoste în casa lor totdeauna. Dar mai mult am pe mucenici. L-au cunoscut pe Dumnezeu. L-au avut pe Dumnezeu. Și au dat viața pentru Dumnezeu. La fel au făcut și sfinții, cu vioșii și mărturisitorii, toți l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au avut pe Dumnezeu. Ce mult contează! Ce mult înseamnă asta! Să vrei să-l ai! Știți, cândva erau într-o familie bogată, bogată, cinci frați, părinții s-au dus din viață. El lăsat pe ei cinci, cinci băieți, au rămas ei. Dar părinții au crescut pe ei credincio. Cu friul Dumnezeu să fie cu credință. Așa au crescut să fie și așa au fost ei. Într-o zi, cei mai mari patru s-au hodă și au zis, frații lor, noi avem o chemare, simțim o chemare noi. Și ne dăm seama de asta, că ne, ne cunoaștem. Noi mergem să trăim la mănăstire. Lăsăm viața de aici, mergem la mănăstire. Și au zis așa, ca să fie bine, toată averea și palatul lăsăm la de mai mic, el să aibă în viață tot ce i trebuie. Să n-aibă lipsă de ceva vreodată, la cel mic îi lăsăm, lui, și tot semnăm că rămâne pentru el Și iată îi spun și lui frate dragă, tu rămâi Stăpân pe castel, pe pământuri, pe avere, pe tot ce este Noi nu ducem cu, nimic, cu noi nimic în mănăstire Mergem doar noi Așa ne-am hotărât Și am vrut ca tu să fii mulțumit că rămâi aici Dar cel mic zice fraților dar eu nu sunt mulțumit. Și-au rămas surprinși. Frații mai mari, că doar se cunoșteau și se iubeau. Cum nu ești mulțumit, frate dragă, când tot ce avem ți-am Și pământul, și averea, și castelul, și tot ce trebuie, tot e al tău, tot, 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 Nu ducem nimic, nimic, toate sale tale. Cel mic însă a zis, Fraților, nu vă supărați, dar eu nu sunt mulțumit. Voi faceți cum vreți, dar nu sunt mulțumit. Vreți aceea, dar tu, frate, ce vrei? Spune-ne tu, că ne înțelegem bine, ne iubim. Cu ce să mai dăm noi ție? Cum să arătăm că ține la tine, că te iubim? Iar cel mic atunci le zice, fraților, ați uitat ceva și ei surprinși și au zis oare ce-am uitat noi ce-am uitat când toate toate, toate le-am dat oare ce-am uitat și atunci cel mic le spune așa fraților sunteți frații mei voi vreți cerul mie mi-a lăsat pământul nu vreau pământul, vreau și eu cerul cu și voi. Lasă, nu v-ați gândit. Și au rămas surprinși toți ceilalți patru. Adică, frate, cum vine asta? Păi asta înseamnă că și eu vin cu voi. Nu las pentru pământ, las, las pământul tot și eu cerul cu voi. La nu v-ați gândit și voi la asta, la mine și în sensul ăsta. Păi nu ne-am gândit, dar atunci uitați-vă așa facem. Vin și eu cu voi să iau cerul. Că eu cred în Dumnezeu, îl am pe Dumnezeu și vreau ca și cu voi împreună să slujim pe Dumnezeu. Ce vom face cu averea? Vedem noi. O învindem și o dăm la săraci. Cum a zis Domnul nostru Iisus Hristos către acel bogat. O vindem și o bărțim la săraci. Că noi oricum mergem de aici. Și nu avem nevoie. Și a zis, frate dragă, ne-a făcut o surpriză deosebită. Surpriză deosebită și mare. Dar cum zici tu, noi așa facem. Și au făcut. Și au mers toți cinci, că l aveau pe Dumnezeu să-L slujească pe Dumnezeu. Ce mult contează când îl ai? Ce mult contează? Știi că l ai? Că l-ai cunoscut? Și ești cu el? și El este cu tine. Înseamnă că i-ai deschis ușa de mult să intre. E deschis ușa să intre. Că îl cunoști cine a bătut la ușă, nu ți afară. Și dacă a bătut la ușă, îl lași să intre, să fie acolo într-adevăr cu tine. Așa se face. Unii oamenii, când au credință mai slabă, dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, atunci pot face multe. Pot de multe o să rătăcească de la adevăr și să gândească altfel. Pot. Și în acest sens, luăm un exemplu. Era în vremea împăratului Justinian de la Constantinopol. Era un pietrar, om harnic. Dar iată, într-o zi, dând la o parte o piatră de pe pământ, nu e urma să mai scoată pietre, află o comoară. Și atunci el ce face? Ia comoara, vede că e mare, poate trăi mult, 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 el și urmașii lui din ea, pleacă în cetate la Constantinopol, și să ducă o viață deosebită. Dar fără Dumnezeu. Acum ducea și el viață zicând, pot să-mi consum averea, ca și tânărul din Evanghelie, tânăr rătăcit, fiul risipitor. A zis, așa fac. Dar purtat de mărire, de mărire acestei lungi și de mândrie, ce a făcut? S-au lăturat unora care voiau să-l dea jos pe împărat. Au unit cu ceilalți. Iar împăratul aude. Și când își dă seama că împăratul aude și urmărește, a știut că viața lor se sfârșește într-un fel, și anume prin moarte. Că așa făcea împăratul cu neltitori, îi ucidea. Și atunci ce să facă el să scape? Să trăiască. Și ce face? Își lasă averia în Constantinopol, fuge de acolo din nou la țară, în satul lui, se face iarăși pietrar. Dar curios, acum a început să creadă în Dumnezeu. Doamne, mi-ai dat mărire. Era avere, dar pe tine te-am uitat. Acum ai făcut sărac, dar, Doamne, vin la tine. Și a început să-l cunoască pe Dumnezeu. Doamne, ai vrut să mă ajut mult și nu am fost mulțumit. Și am fugit de tine. Dar acum ajută-mă pe mai departe să trăiesc în viață, să nu mă caute și aici, în paratul. Sunt pierdut de el și de lume. Dar să trăiești viața liniștit. Cu munca mea și după munca mea. Și a trăit. Și a trăit liniștit. Nimeni nu se gândea că el e acolo și că e pietrar. Liniștită viața și a dus-o și a zis, Doamne, îți mulțumesc că ai primit rugăciunea mea și că m-ai ajutat. Ce mult contează asta. Iar unii, într-adevăr, se schimbă după vremuri și după oameni. Că e așa. luăm un exemplu de sfârșit. Să vedeți că e așa. Și anume, era cândva în Paris un pictor. El se ducea și cerceta în prejurimile orașului să vadă ce să picteze frumos. Căuta în oraș lucruri deosebite care să picteze pe pânzele lui. Căuta oameni să vadă cum sunt ei. Bogați sau săraci, nu contează. Dar cum era atunci, zice, s-a lipit de așa numiți socialiști, care ziceau că toți bogații bine să-și împartă averea cu ceilalți, să aibă toți. Și el a intrat în rândul lor și a susținut părerea lor. Așa să fie! Așa zicea el. Dar iată că s-a întâmplat ceva. Într-o zi, câștigă el 500 de mii la un joc de noroc. Câștigă. Și s-a auzit, bineînțeles, că și s-a știut. El a pus bani bine. Vin toți cunoscuții lui, măi, să ne dai și nouă, că ai așa de mulți. Pe vremea aceea erau chiar mulți, mulți de tot. Ne dai și nouă, suntem în același, cu aceeași idei, să împar la cei ce n-au. Și a zis el, dragii mei, eu să știți că m-am schimbat. Adică, cum te-ai schimbat? Am devenit, zice el, conservator. Cu cei vechi m-am făcut. Acum sunt ca ei. N-aveți să munciți acolo. Faceți ce vreți. Nu veniți la mine. Eu am devenit de acum conservator. Și nu mai sunt cu voi. Cum se schimbă omul câteodată? Unii, după cum bate vântul, după cum bate averea lor sau altceva. Așa este. Domnul Iisus însă a zis, s-a rugat pentru noi ca să fim una. Când ești una, ești în toate una. Și la bine și la rău. Asta înseamnă să fii una. Și la bine și la rău. Dacă vedem că a vrut Zaheu să fie una cu Hristos, să zici, Doamne, jumătate din avere o săraci și și-a împărțit-o. Nu i-a cerut nimeni, dar o dă. Ce m-a făcut? Adică i-a văzut și pe alții. Asta contează. Nu să zici, de la cel ce nu vrea să muncească, la cel care nu vrea, ci la cel care nu poate. Că așa scrie în Sfânta Scriptură, cel ce nu vrea să lucreze, să nu mănânce, cel ce nu vrea, doar copilul mic nu poate. Bătrânul care nu poate umbla, nu poate. Bătrânul bolnav nu poate. Bolnavii nu pot. Dar cei las care pot, aceea e altfel. Altfel se cere pentru ei și de la ei. Dar mai mult decât orice, a zis Iisus, că vrea să fim cu Dumnezeu, cu El, cu Tată. Vrea să fim. Și dacă a la ușă a ușa inimii noastre să-L primim ca Domn și Dumnezeu și să fim una cu El în toate zilele, slujindu-L cu adevărat, cu rință și cu dragoste. Iar cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.